Sever Mureșan, un cunoscut milionar și cofondator al băncii Dacia Felix, a decedat la vârsta de 75 de ani într-un spital din Franța, după o perioadă dificilă de suferință. Recent, el fusese transferat de familie de la un spital din România la o clinică din Dijon, unde starea sa de sănătate era deja extrem de gravă. Medicii din Franța nu au reușit să-l salveze, trupul nensuflețit al lui Mureșan va fi repatriat pentru a fi înmormântat la cântia Turzii, conform surselor apropiate familiei. În luna iulie a acestui an, milionarul a fost internat la spitalul militar, după ce a suferit un AVC, iar starea sa a continuat să se agraveze. Fiul și fiica sa, aflați în Franța, au făcut tot posibilul pentru a-i asigura cea mai bună îngrijire medicală, această pierdere aduce doliu în lumea afacerilor din România, Mureșan fiind o personalitate respectată și un exemplu de succes în domeniul antreprenoriatului.